Povestea unui om leneș de Ion Creangă. Ci că era odată într-un sat un om grozav de leneș, de leneș ce era nici în bucătura din gură nu și-o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure, pentru a nu mai da pildă de lenevie și altora. Și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului. Îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesimțitor și hai cu dânsul la locul de spânzurătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul celă cu boi un om care seamănă a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei doi țărani zicând: oameni buni, se vede că omul cel din car e bolnav, sărmanul, și îl duceți la vreo doftorie undeva să se caute. Ba nu, cucoană, răspunse unul dintre țărani, să ierte cinstita fața dumneavoastră, dar aista e un leneș de care nu credem să mai fi avut pereche pe lume. Și-l ducem la spânzurătoare să ne curățim satul de un trândav. Alei, oameni buni, zice cucoana înfiorându-se, păcat sărmanul să moară ca un câine fără de lege. Mai bine duceți-l la moșie, ia cătă curtea pe costiș aceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmaci. Ia așa pentru împrejurări grele. Doamne ferește! Am mâncat la posmaci și a trăit și el pe lângă casa mea, că doar știu că nu mă mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. Da, suntem datori a ne ajuta unii pe alții. Ia uzi, măi leneșule, ce spune cucoana, că te-a pune la coteț într-un hambar cu posmaci, zise unul dintre săteni. Ia că peste ce noroc ai dat, bată-te întunericul să te bată, urăciunea oamenilor. Sai de grabă din car și mulțumește-i cucoanei că te-a scăpat de la moarte. Și ai dat peste belșug, luându-te sub aripă dumisale. Noi gândeam să-ți dăm săpun și frânghie, iar cucoana, cu bunătatea dumisale, îți dă adăpost și posmaci, să tot trăiești, să nu mori. Să-și pui cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune e asta! Dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine, a mai zis cine a zis, că boii ară și caii mănâncă. Dar hai, dă răspuns cucoanei, ori așa, ori așa, că n-are vreme de stat la vorbă cu noi. Da, muieță-s posmagii, zise atunci leneșul cu jumătate de gură, fără să se cârnească din loc. Ce ai zis? Întrebă cucoana. Ce să zică, milostivă cucoane, răspunse unul. Ea întreabă că muieță-s posmagii. Vai de mine și de mine, zise cucoana cu mirare. Încă asta n-am auzit, dar el nu poate să-și moaie. Auzi, măi leneșule, te prins să moi posmagii singur, ori ba? Ba, răspunse leneșul, trageți mai bine tot înainte. Atunci unul din săteni zise cucoanei: bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar degeaba mai voiți a strica orzul pe gâște. Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai așa de floră de cuc, să-i luăm năravul. Cum chitiți? Un sat n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face din trânsul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea împărăteasă mare? Ce-ți bați capul? Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se lihămătuiește și de binefacere și de tot.
zicând, oameni buni, faceți, dar cum va lumina Dumnezeu? Iar sătenii duc pe leneși la locul cuvenit și îi fac felul. Și ea ca așa a scăpat și leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de acum și alți leneși în satul acela dacă le dă mâna și ține cureaua. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa.